Aș vrea să vă întreb despre, foarte scurt, despre relația dumneavoastră cu relația politică cu președintele Traian Băsescu. Domnia s-a spus așa, într-un interviu, n-aș fi ținut să o ajut, să o protejez în toți acești ani, dacă ar fi fost un om fără valoare. Președintele a spus, l-a ajutat, e clar că v-a ajutat pentru că v-a sprijinit în accederea în diverse funcții, v-a susținut politic, dar în ce fel v-a protejat, așa cum spunea dumneavoastră, de ce anume v-a protejat? Probabil trebuie să-mi găsesc atunci ce a fost să spună cu asta. Eu îi mulțumesc președintele pentru că mă susține, nu m-a susținut numai pe mine. Dacă vă uitați, de-a lungul timpului a susținut 10 de oameni politici, femei sau bărbați. Chiar, nu știu, mari lideri, să zicem acum, domnul Emil Boc, domnul Vasile Blaga, domnul Adrian Vidan, domnul Berceanu, domnul, și, nu știu, Anca Boagiu, să dau și femei, Roberta Anastase, Sulfina Barbu, doamna Macovei. Toți am fost oameni susținuți de Traian Băsescu, aceia despre care am vorbit prima dată n-ar fi ajuns niciodată miniștri. Dacă Traian Băsescu nu forța guvernul din 2004 al Alianței, domnul Tăriceanu nu ajungea niciodată prim-ministru fără sprijinul lui Traian Băsescu. Eu sunt unul dintre cei care am avut sprijinul președintelui în perioada în care am fost în echipa dânsului. Diferența este că eu am fost de 10 ani în aceeași echipă. Eu de 10 ani sunt în echipa lui Traian Băsescu. În această echipă, sau hai să spunem altfel, în afară de Cristian Diaconescu și de Emil Boc, majoritatea acestor oameni de care spuneți, majoritatea băsiștilor, să le spunem, moștenitorii lui Traian Băsescu, nu vă susțin. Cum păi, înseamnă că n-au fost băsiști adevărați. Toți. Eu vă dau un exemplu. Nu, mă refer, uitați, vă dau exemplu domnului Vasile Blaga, spre exemplu, care a luat un partid și l-a dus acolo unde nu avea ce căuta. A desfințat Partidul Democrat Liberal. Ce băsiste cel care desfințează Partidul Democrat Liberal? Domnul Vasile Blaga, spre exemplu, a mers în interiorul partidului cu următorul discurs. Traian Băsescu ne arestează primarii. Am fost în campanie. Am auzit lucrul ăsta cu urechile mele. În campania internă din PDL. Și din cauza lui Traian Băsescu, Emil Boc și Elena Udrea, s-au pierdut alegerile pentru că au susținut acele măsuri de austeritate. Ăsta a fost un discurs pe care domnul Vasile Blaga l-a dus. Eu nu cred că este un discurs corect, nici față de partid, nici față de președinte. Dar dumneavoastră a negat că ar fi spus așa. Dar cum se nege toată lumea, dar spun primarii lucrul acesta. Dar vă spun ce, cu ce m-am confruntat la Alba Iulia. Aia a fost presa de față și a filmat. Când la alegerile interne am ajuns la Alba Iulia și când oamenii s-au ridicat în sală din conducerea organizației și m-au întrebat dacă voi ajunge președintele PDL, dacă voi aduce și eu procurorii să-i aresteze, așa cum face Traian Băsescu. Deci asta a fost și s-a filmat asta în sală, deci nu este o invenția mea. Bun, deci dau exemplu domnului Vasile Blaga. Fiecare a căutat, la un moment dat, un drum pe care a crezut că este mai ușor dacă merge. Nu, nu se poate totuși, eu sunt un singur om. Un singur om și eu cred că dacă vă uitați în care am o mulțime de probleme și le recunosc oricând și mi-asum o mulțime de erori pe care le-am făcut, dar dacă vă uitați în cariera mea de 10 ani, nu cred că îmi puteți reproșa multe legate de consecvență și de loialitate. Deci eu niciodată n-am spus altceva decât am spus acum 10 ani. Am crezut de la început într-un proiect care atunci era reprezentat de Traian Băsescu și Teodor Stolojan și am continuat să cred în acel proiect care astăzi mai este reprezentat doar de Traian Băsescu, nu de Teodor Stolojan. Nu, nu văd de ce s-ar încurca cineva. Eu sunt un singur om. În echipa asta nu că este loc. E nevoie de foarte mulți oameni ca să ducem la bun sfârșit un proiect ca acesta. Nu văd de ce să se încurce cineva de Elena Udrea. Apropo, o să vă spun o secundă. Sunt unul dintre criticii dumneavoastră deschiși. Știu. Și am spus în permanență ceea ce cred. Și cred că sunteți nedrept cu mine. O să vă spun ce cred și acum în față, pentru că n-am avut prilejul ăsta. Și anume că ceea ce vă reproșez e că v-ați construit o întreagă carieră politică pe sprijinul lui Traian Băsescu, că v-ați construit puterea politică pe un sprijin dat de Traian Băsescu, așa cum nimeni din jurul lui n-a primit, ați primit două ministere cu bugete foarte mari în administrare. Nimeni n-a mai primit păi două bugete cu... Păi înaintea a avut domnul Vasile Blaga, ministerul acesta. Ambele, și turismul și dezvoltarea și, și inspectoratul de stat în construcții, n-au mai fost concentrate atât de multe instituții și bugete cum au fost concentrate okay, sub dumneavoastră. Politic vorbind, iarăși, Traian Băsescu a investit în dumneavoastră cât n-a investit în niciun alt politician, iar dumneavoastră ați beneficiat din plin de acest sprijin dat de Traian Băsescu. Și tot timpul am întrebat ce altceva v-a recomandat în politică, în afară de acest sprijin și în afară de faptul că ați gestionat bugete foarte mari, care, repet, nu erau ale dumneavoastră, erau administrate de dumneavoastră.
Haideți să vă spun, bugete foarte mari, în primul rând Anca Boagiu, ministru, de 3 ori. A gestionat bugete mult mai mari decât la dezvoltare. Spre exemplu, Sulfina Barbu, mediu, buget mult mai mare decât la dezvoltare. Înaintea mea la dezvoltare a fost un Vasile Blaga, ministrul administrației. Adrian Vidan, economie. Și politica au beneficiat de același sprijin? Păi, eu politic am fost secretar executiv, vicepreședintele PDL București. Președintele PDL București. Acum este domnul Adrian Vidan. Eu aș vrea altceva să-mi spuneți. Un partid construit pentru dumneavoastră, cu sprijinul președintelui? Fiți atent, nu e construit pentru mine. Eu mă chinui să construiesc acest partid. Și vă spun un lucru, eu am ajuns la Mișcarea Populară în ianuarie 2014. Partidul a început în iunie. De ce nu s-a dus nimeni să construiască acest partid până am ajuns eu acolo? De ce nu s-au dus oameni care, uitați, vă dau exemplu Monica Imacovei, de ce nu s-a dus dânsa să preia acest partid? Pentru că eu m-am dus abia în ianuarie 2014. Pentru că, vă spun, nu toată lumea a avut curaj să se înhame la o construcție care putea să eșueze. Gândiți-vă că acest partid nu intra în Parlamentul European. Eu m-am dus să-mi asum lucrul acesta. M-am dus riscându-mi și cariera politică. Până la urmă îmi era greu, credeți, să mă înțeleg cu Vasile Blaga, pentru care, dincolo de niște lucruri pe care îi le reproșez, am tot respectul pentru ce a făcut el în trecut în Partidul Democrat Liberal. Da. Credeți că mi era greu să merg la Vasile Blaga și să accept să fiu în echipa lui? Nu mi era greu. Am plecat la un partid care pornise în iunie 2014, care risca, la sondajele arătau deja la 2-3% când am ajuns eu acolo, ducându-mă cu dorința de a face ca acest partid să intre în Parlamentul European. Eu aș vrea, trecând peste asta, deci nu e un partid făcut pentru mine, nu e un partid pentru Ana Udrea, după ce se termină această campanie prezidențială în care Doamne ajută să câștig, pentru că eu chiar cred că voi fi un președinte bun și onest, dar dacă nu, partidul ăsta trebuie să câștige alegerile în 2016. Eu vreau să vă întreb, aici este eroarea de data dumneavoastră. Eu n-am beneficiat de mai mult sprijin decât au beneficiat alții. Mie mi se pare că nu, da. Este greșit și v-am dat exemplele pe care vi le-am... Gândiți-vă că Roberta Anastase, dacă spre exemplu... Dacă le vedeți împreună pe toate cele, da, da, sprijinul în politic, sprijinul în guvern... În care eu n-am trădat niciodată. Oricât mi-a fost de greu, eu am fost acolo în lupta președintelui și când țipa Voiculescu și când ataca Vântul și eu nu m-am dat odată un pas înapoi. L-ați văzut pe domnul Blaga vreodată ataca la Antena 3 sau la domnul Ghiță? Niciodată. Eu m-am dus și m-am luptat indiferent cât a fost de greu pentru o femeie. Dar mă întorc la ce vreau să vă spun. Deci, uitați, Roberta Anastase, al treilea om în stat, a fost numit al treilea om cu sprijinul președintelui. Roberta Anastase unde este astăzi? În la PNL, nu este cu președintele. Deci, eu cred că... Păi, ați rămas cam dumneavoastră cu președintele. Și ar trebui să plec și eu. Nu, dar ați rămas cam dumneavoastră. Notă... Dar cum să explică? Toți ceilalți greșesc, dar de dumneavoastră greșesc, au alte opțiuni. Aveți punctul de vedere corect. Eu vă spun așa, credeți că mie nu mi-ar fi fost mai ușor să nu fac pasul acesta? Știți cât este de greu să te duci la un partid care nu are structuri, să încerci să faci o brânză cu el? Este foarte greu să știți și nu știu. Da. Și toate s-au spart. Din exterior se vede așa, că Traian Băsescu a sacrificat relațiile cu toți ceilalți pentru dumneavoastră. Nu. Dar eu îi rog, dar eu sunt cea care, gândiți-vă, uitați de ce este iarăși incorrect. Toți cei care au fost reformiști în PDL au plecat și au venit în Mișcarea Populară până s-a candidat la europarlamentare. După ce unii nu au intrat, dar nu din vina mea, eu aș fi vrut să intre. M-am luptat să ia partidul mai mult. Au intrat doi, cu un partid de 4 luni. După ce unii au intrat, au întors spatele și au plecat. Sunt eu de vină că au plecat? Cum caracterizați declarația lui Cristian Breda, care a spus că a avut o tactică electorală pentru intrarea? Foarte urât. Deci nu, vedeți, mă puteți condamna pe mine că am rămas și n-am dat astfel de declarații în raport de oameni care au dat astfel de declarații, că au folosit partidul ca pe o tactică electorală. Nu mai vreau să comentez. Ce mână proastă ați avut mereu la politicieni. Nu i-am adus eu tot în politică, să știți. Tot timpul, pe cei care i-ați adus și promovat. Pe domnul Prigoană, erați la PDL, la sectorul 1, un dezastru. Domnul Preda... Da, domnul Preda, deci... Nu. Domnul Preda, la fel. Deci ce ați propus dumneavoastră a fost un eșec domnul total. Domnul Preda și domnul Baconschi și cei care au ales tactica PMP, unora le-a ieșit altora, nu sunt aduși de mine în politică. Dar tot dânsii sunt inconsecvenți. Pentru că atunci când le era bine, mă lăudau, eu n-am nevoie nici de laude, nici de... Bun, criticile sunt, că vrei, că nu le vrei. Dar nu mă încântă laudele, că eu știu exact. Asta spun, ce mână proastă ați avut la politicieni, în general, așa. Eu știu exact ce reprezint, diferent cine mă laudă și cine mă critică. Dar vreau să vă spun, spre exemplu, eu m-am asumat că a fost o eroare cu domnul Prigoană să îl pun pe dânsul să candideze doar pentru că așa arătau sondaje, dar să știți că atunci n-a fost singurul căruia i-am propus să candideze. I-am propus să candideze Monica Imacovei și a refuzat să candideze și am propus să candideze domnul Cristian Preda. Deci atunci n-a fost singurul. E adevărat că
că domnul Prigoan avea cel mai mult în sondaje. Asta arată capcana de a merge pe sondaje. Sondajele au arătat cu 16%, atât a luat domnul Prigoan, dar prea puțin pentru că m-am apropo de sondaje, ne apropiem de finalul interviului. Nu, vreau să trag foarte o concluzie. Pe scurt. Deci, dincolo de faptul că nu sunt singura, mulți oameni au beneficiat de sprijin mai mult decât am beneficiat eu de la președinte. Da, acum sunt singura care mai care beneficiază. Rămas, singura care a rămas aici. Și cine vreți să-l susține pe cine? Pe Ponta, pe Iohannis, pe cine să susține președintele? Susține un om cu care a stat 10 ani într-o luptă. Nu, vreau să vă întreb, am făcut ceva rău cu acest sprijin? Am greșit undeva? Am făcut ceva rău țării ăsteia cu acest sprijin? Chiar dacă dumneavoastră vi se pare că am avut o putere mare. Nu, puterea mea a fost percepția. O influență mare asupra deciziilor președintelui, așa pot să vă mai spun, o influență esențială. Pot să vă spun ceva, credeți dumneavoastră. Pot să vă spun ceva, eu am mai spus, dar eu mai mult o picanterie. Întotdeauna a trebuit un efort din partea colegilor, a lui Emil Box, spre exemplu, a lui Vasile Blaga câteodată, pentru a-l convinge președinte să mă susțină. Deci președintele nu a vrut să mă lase să candidez în 2008? Să candidați la ce? La Parlamentul României. Îi se părea că este prea devreme să candidez? Și a fost un efort al colegilor și al meu să fie de acord să candidez la Parlamentul. Și am luat cel mai bun scor în București. În 2012, iarăși, a spus Elena, nu este cazul să candidez acum după guvernarea Boc, stai 4 ani. Cum să stau 4 ani? Sunt om politic în vârf de carieră. Cum să stau? Lăsați-mă să mă duc și o să vedeți. Și am luat cel mai bun scor. Deci nu e adevărat că președintele a spus, Udrea să fie ea peste tot. Nu, pentru fiecare din momentele din cariera mea. Și la președinție v-a încurajat să candidați? Nu. Dar cum s-a ajuns la decizia asta? A fost o decizie care s-a luat în partid. Președintele s-a pliat pe o decizie de partid, a partidului. Eu l-am susținut și l-am adus pe Cristian Diaconescu și în partid. Dânsul plecase de la Cotroceni. Era fundatorul era la fundație, nu era în partid. A plecat de la Cotroceni, l-am sunat și am propus să vină în partidul Mișcarea Populară. S-a înscris în partid. După aceea am avut o discuție în care, văzând toată presiunea aceea după alegerile parlamentare, faptul că intram în vară și ne trebuia să ne luptăm deja pentru un candidat, am lansat candidatura domnului Cristian Diaconescu cu toată speranța. Dar în același timp fiind conștienți că mergem cu un candidat fără notorietate și cu un candidat care nu cunoaște partidul foarte bine. Și o să vedem ce se întâmplă peste vară. Formă știți discuțiile cu organizațiile care nu se mobilizau, care, eu vă spun că și acum e greu să le mobilizezi cu mine, președintele partidului candidând. Ai fost mult mai greu cu domnul Diaconescu. S-a luat decizia schimbării dânsului, iar președintele s-a pliat această decizie. Că mă istorie susține, deja. Da, haideți să revenim în prezent. Este normal. Haideți să revenim în prezent și vă întreb așa. Traian Băsescu a spus că la turul 2 va sta acasă, dacă nu intrați în finală. Dumneavoastră, ce le veți transmite susținătorilor în ipoteza? Deci să luăm în calcul varianta asta în care intră Ponta și Iohannis. Deci pentru mine Ponta și Iohannis sunt USL. Și nu pentru că eu văd ce înseamnă candidatul Iohannis. Dar dacă ne uităm din 2009, de când a apărut cu Voiculescu, cu Joană, cu Antonescu, cu Ponta, 2012 când a fost cu ei, până în 2014 când a plecat de la guvernare, nu pentru că nu era de acord cu guvernarea, ci pentru că nu a primit funcțiile pe care le-a cerut. Omul acesta a fost permanent partenerul lui Victor Ponta. Pentru mine, Ponta sau Iohannis este același lucru. Deci ce veți face? Vor reface USL-ul. Iohannis a spus singur că va guverna cu Ponta premier. Deci ce ar însemna Iohannis președinte? Ar însemna Ponta premier? Păi dezastru pentru țară în continuare. Nu știu, sper să nu se ajungă aici. Dacă s-ar ajunge aici? În momentul acesta nu aș vrea să răspund la această întrebare.